să trecem la următorul invitat, care e atât de tare încât ar fi putut să se inventeze singur, el pe el. Bine, poate așa a și făcut, noi n-avem cum să știm asta. Hai, trăiți arcipul tău bionic de băiat, că de mult te așteptăm. Ok. Bine ați venit. Hello. Cum ne-ați acceptat invitația noastră? Well, you know, sunt foarte apropiat de România. Foarte mulți angajați la Microsoft sunt din România. Admir foarte mult această țară, inventivitatea românească. Este adevărat că vrei să conduceți lumea? Este adevărat că întrebarea asta e o întrebare? Haideți cu mine. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze furtunoase în platoul La Umor pe Bill Gates! Hello! Good afternoon, ladies and gentlemen, doamnelor, domnilor! Sunt Bill Gates, sunt foarte onorat că în această seară sunt aici alături de dumneavoastră la Ai Umor ca să tratăm cu umor această problemă foarte actuală și percutantă pentru destinul umanității, pandemia. Da. Cine este Bill Gates? Este un om care vrea să ne cipeze. Cum adică cine este? Este un om care vrea să ne distrugă și să ne cipeze și să ne controleze viețile și dacă nu cumva ne-a cipat și nu știm. Te-ai vaccinat? Am să vă spun tot adevărul. Soft. Microsoft. Este adevărat, Delia este foarte bogată. Și-a cumpărat două apartamente imense, extrem de scumpe. Ceea ce nu știți însă este că ferestrele sunt de la Microsoft și de aceea se deschid prin sistemul pop-up. Zi, te-ai vaccinat? Nu, oricum te-a cipat înainte, stai tu liniștită. Și test de sarcină dacă ți-ai făcut vreodată, tot te-a cipat. Ce Mă, voi vrei chip sau nu vrei chip? Eu vreau chip. Tu vrei chip? Ai chip deja. Vrei? Ai chip. Nici nu trebuie să mai vrei. Apropo de pandemie, vă e frică de chipuri? Come on. Dar chipul e necesar. Are chipul. La început a fost cuvântul. Cuvântul înseamnă informație. De ce să nu recunoaștem că noi purtăm informația în noi? Uite, exemplu, Mihai Bendea, care e chip de mic. Sigur, era de un chip cirip, dar e o variantă mai light. În orice caz, e conformă cu personalitatea lui extraordinară. Oricum, în felul ăsta putem afla oricând unde se află Mihai. O citim și în cartea lui. El e mai mereu la baie. Dar nu noi am aflat că el e mai mereu la baie. Primul a fost mama. Mama s-a uimit când a aflat că Mihai a prins viață. Și tot ea l-a surprins pe Mihai în timp ce opera de unul singur în baie. Pentru ce ne-am adunat aici este să vă spun că e necesară informația și controlul. România este o țară care a stat 45 de ani în comunism. Voi ați avut o top security. V-ați turnat între voi. Din 10 cetățeni români, 15 erau turnători. De ce vă e frică de control? Apoi, sunteți o țară ortodoxă. So, why the... I'm sorry. It was a minute on him. De ce vă e teamă? Orice biserică are acolo, ochiul Domnului te vede oriunde. Eu sunt doar o interfață mult mai ieftină decât a bisericii ortodoxe. So, join the club, put the chip. Mai ales că dacă ajungeți în situația de a fi controlați, nu mai aveți nevoie să mergeți la psiholog. Gândiți-vă, ce se întâmplă cu mine? Oh, God, nu mă regăsesc. Eu fac o aplicație și te regăsesc imediat. Îți dai doar un research. It's nice. Ce vreau să vă spun mai departe este că știm tot. Sunteți surprinși? Nu fiți surprinși. Știm, de exemplu, că Copoț a câștigat concursuri de bărci. De dat în bărci? De bărci. De bărci. În orice caz, el a folosit un truc și anume a concurat în echipa de fete.
Mihai Bendeac nu s-a prins niciodată că Șerban nu este unul de ale lor. Ia! Cu manta s-a dus ca la biliard. Cum a ajuns Dan Badea la această emisiune? Chiar. O să-i spun și lui, pentru că el n-a avut timp să afle. Nu i-am pus încă chip la cât de în urmă este băiatul ăsta. Ne-am gândit să-i punem floppy cu dischete. Ăla vechi. Și acum spuneți că nu există virus. Să știți că virusul există și n-am făcut vaccinul înainte de a apare virusul, pentru că n-am vrut să moară toți. Eu vă vreau în viață. Pentru că numai cu voi în viață, I can make some profit. Exact. Logic. Știu că vă e frică să nu fiți modificați genetic. Come on! Ce să mai modificăm? V-ați uitat la șoșoacă? În ultimă instanță aș vrea să vă spun, trust life, trust in the progress of science. Mă bucur că am ajuns în România, e un turneu de promovare a vaccinului și vreau să vă anunț că în momentul ăsta suntem pregătiți pentru orice. Pentru că după pandemie vor începe jocurile foamei. Oh, Hunger Games. Love you all. Nu, nu închide încă. Dacă nu te grăbești să treci la următorul video, poate dai un subscribe. Și apeși pe clopoțel, că spune clopoț, ca să fii primul care află când avem noul viral de pe internet. Mulțumim și dai play mai departe. Ce frumos mulțumești, băi, Dani. Da. Ce vorbești?